Pentru că ne este foarte foame și n-am mâncat nimic, am decis să oprim la o casă random și să... vedem dacă primim de mâncare de la bunii săteni ai Maramureșului. Și nu numai dacă primim de mâncare, ce primim de mâncare, pentru că am auzit că e foarte bun și pentru că e foarte bun trebuie să testăm. Așa că facem ceea ce n-am făcut niciodată, n-am vorbit cu nimeni, n-am făcut nicio înțelegere, mergem pur și simplu și încercăm. Hai să mergem, let's go! Bună ziua! Să rămână! Bună ziua! Facem o filmare, dacă ne permiteți. Poftim? Facem o filmare. Vrem să vă întrebăm ceva. Vezi? Ce? Pentru noi, vrem să vedem... Facem un experiment. Imediat vin, nu te las telefonul. Mulțumesc! Spuneți că ați sună bine. Dacă vine imediat, stai așa că vorbeam la telefon. Acum o să închidă convorbirea și după aia vedem dacă ne dă o mâncare tipic românească, țărănească de la Maramureș. Să-i pună niște fond de ten. A vrut să facă frumoasă pentru Călin. Își pune pantalone de duminică și izmana pe dedesubt. Ne verifică pe geam. Ia numărul de matriculare. Dar despre ce ai vorba? Să rămână. Am auzit că lumea aici în Maramureș este foarte, foarte amabilă. Da. Și că are mâncare foarte bună. Da. Și ne gândeam să facem o întrebare dacă nu cumva ne primiți la masă. Nu cred, nu-i treaba asta, e altceva. Nu, asta e. Noi suntem din Brașov. Nu sunt, cum să este la noi, pregătită. Nu, eu am o bătrână bolnavă. Vă dați ceva, o brânză, o ceva, nu știu. Așa, vă dau pâine cu turul, cu ceapă. Da, așa ceva foarte simplu. Și aici la foarte bine. Așa ceva tradițional, cum se face aici în noi vrem să arătăm oamenilor căldura oamenilor din Maramureș, pentru că așa se zice că aici în zona asta da, e foarte cald. Da, foarte. Și servesc cu slănină, cu brânză. Da, așa. Și ăsta în tură. Exact. E perfect. Eu dacă nu mănânc o dată de două ori pe lună nu e mâncarea mea. Și nu spunava. Vă dau acum. Vă pun și pachet și nu vrem. Asta vedeți. Da, îi lăsați să intre în curte un pic aici lângă intrare. Hai, Lesi, Bela, haideți în casă înăuntru. Haideți înăuntru. Hai, mei înăuntru, Lesi și Bela. Au, veni în curte, în casă. E repede, că trebuie să fac. Au. Unul din unul. Deci se vede că avem succes din prima. Ne-a primit și să vedem ce bunătățuri ne pregătește acum, pentru că sunt foarte curios. Mai înscuie potă, scu-o bătrână. Câini, s-o pe câini. Așa era și la bunicul meu. N-am avut timp să fac. Eu sunt cu bătrâna paralizată și... Dar ce are? E pat. Haideți încolo. Nu, e bătrână. Ia uite așa aici noi. Bătrână. Ce să faci cu ea? Să rămână. Imediat mă duc și vă aduc. Stai, Rani. Să rămână. Nu, e bun. Merge, stat un pic până mă duc și vă aduc să... Îi fac și ei mâncare, să mănânce. Doar de gust. Stai, puneți-vă jos acolo lângă cățică. Ieri, coarbelă! Ăi, ce-i aici? Lesi! Ia uitați ce avem aici. Și pisici, și câini, și de toate am. Ia uitați. Asta merg acum afară, că eu îi trebuie bătrână să-i coarbă în cap. Ce nebun e. Nu. Beluța, Lesi! Nu. Și să-ți câini de interior. Ia uite-i. Mâncați și voi, a? Da. Să știți că sunteți prima casă la care am bătut. Da, păi, nu, dacă ați venit, nu vă scot din curte. Nu, nu sunt așa de pregătită. Deci, se pare că... Puțin de gust doar. Se pare că... Este adevărat ce se spune de... Se pare că este adevărat ce se spune despre maramureșeni. Sunt într-adevăr foarte cum se cade și ne-au primit chiar în casă. Apreciem foarte mult, mulțumim de suflet și să vedem ce primim acum de mâncare. Și foarte primitori, pe nepusă masă, să vină un străin
E și doi ciudați, da. Băieți care opresc o mașină galbenă la stradă, te cobori din ea, știți, vrem și noi să ne dați ceva de mâncat. Foarte tare, nu știu, foarte tare. Da, i-am spus că venim cu taxiul, că e galben. Da. Hai să uitați și pisici. Ce ce dă? Ce? Miau. Miau. Hai de. Miau. Hai de. Hai de. Ia-o cu forța, că te iubiște mai cu forța. Ce pisica? Trebuie să o iei. Stai că am aici alți. Dar e probabil... Paciule? E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. E după vorba aia de la mafie, e posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi. Hei, da. Gata, ajunge. Nu, că nu vrea. Prins-o. Eu nu se lasă. Acolo am pus pentru bătrâni, uitați cum vă fac și stănină. Mamă, și apă. Ați scos-o din saramură? Da, acum am scos-o, da. Mamă, ce tare. Că eu... Uitați. Wow, ce bine arată. Mmm, excelent, deci super de casă, adică România 100%, România pură, tradițional. Scoasă de seama. Mm. Și? Untură. Cu ceapă, tot ce trebuie. Să știți că noi n-am mâncat astăzi foarte mult la plecare, pentru că am avut speranțe că primim ca să fim pregătiți. Dar... De ce? Ce arac frumos am. Modelul nou. Top. Nu e prea mare. Nici pe spate? Nu. Nici pe spate. Vremea se obișnuiește pe corp. Se mulează pe corp. Arăt foarte slab pe lângă tine. Zici că am 10 kg. Să merg la sala, să mănânc mai multă slănină. Cât mai multă pâine, cât de la aia. Pâinea, face șoliciu gros. Eu v-am făcut-o mai așa, mai... Acum pun pâinea și procură și ceapa. Okay. Ajunge. Păi și eu să vedeți untura cum merge. Știți? Stați acum cu curuța asta. La noi mere, la noi țăranii merge așa, făcută. Cum merge? Deci, măcar o pisăm. Era de mult bătrâni, așa facem. Era căutat, să vedeți că are un fel de dulce, așa o dulcie. Dacă o zdrobiți? Da, să știți. Mai gustoasă? Da, așa, nu. Eu câteodată fac, așa. Câteodată tau, după cum și am cheu. Alte și sare. Da. Aici nu mai trebuie slănina, s-o sărați. Haideți! Nu mai așa. Dă-te, mă! Mele este de acolo, Bela! Haide! Bela, merge acolo! Mei, încoluțul, mei! Deschizi tu scaunul. Stați că acum vă dau, eu vă aduc. Nu e nevoie, că stau aici. No, după ce s-a un pic s-a încălzit, că e rece de afară, vă faceți. Și haideți! Neastră! Haideți! Poftim! Uite aici, haideți încă. Haideți aici. Puneți-vă și dumneavoastră din coace. A, vreți să vedeți că... Dar cum... stați acolo lângă ei. Nu stau eu, că m-ați făcut bugat, m-ați filmat. Stați aici lângă ei, că așa e frumos să vă vedeți. Haideți. Dar lăsați-mă. Unde să mă dați să mă vedeți, că eu n-am... O să vă trimitem să vă vedeți. Dar nu puneți pe televiziune, mă rog. Nu, nu e pe televiziune. Hai stați aici și mai explicați. Nu, mulțumesc, nu. Beluță, stai jos. Mai explicați-le cum e tradiția aici în Maramureș. Se taie porcul de Crăciun. Aici lângă ei să vă filmez. Trebuie să îl facem. Avem să taie porc, să taie... Am avut vițel, am tăiat. Noi avem tot ce trebuie. Am pus toată sarea din lume pe pâinea asta. Uitați, mai este. Ah, foarte bun. No, poftă bună, mâncați! Noi așa, noi de asta, eu fără ele nu... Eu vă spun sincer și nu mă vedeți că nu-s grasă și am 60... lipsă 3 ani în 60. Mulțumesc. Mulțumesc.
Dar noi așa am trăit. Cum e tradiția aici în Maramureș? Cum să fie? Ca la noi la țărani, mâncăm ce avem. Și noi nu cumpărăm, foarte puțin. Porc avem, găini avem, ouă, tot ce ne trebuie. Așa cum am doi porci de 100 și ceva de chile unul. Da. Și tăiați de? Și vacă, oi nu am. Îi tăiați? Am avut. Numai unul tau peste 2 săptămâni. Și trimit la copiii încolo. Ustura, ceapa. Mi-a dat lacrimile. Din cauza asta, din cauza că când e secet, așa e ceapa, usturoaie. Și la noi ce? V-am zis, cu agricultură. Și noi asta suntem. Ia că Lina, zi-te-o cum e. Cum, e gustul, cum e gustul tradițional românesc? Ceapă? Da. Foarte interesantă, stălina. E foarte moale și măricul. Se poate mânca. Deci a fost excelent. Eu doar am gustat un pic și pot să spun că rar am mâncat atât de bun. Și mulțumim din suflet că ne-ați primit așa de frumos. Doamne, eu pe surprindere m-ați făcut că n-am prea fost, știți cum. Eu am lucrat 12 ani între bărbați. Am fost la poliția de frontieră, femeie de servici la Ocavan. Păi dar ce ai văzut acolo? N-ai văzut la țărani. Ce ai văzut la două? Ce mai poți să aștepți? Te-ți obișnuit. Da. Ce să fac? Mulțumim foarte frumos. Vă mulțumim din suflet. Noi o să plecăm mai departe. Vă mulțumim mult de tot. Și... păcat că m-ați prins așa. Nu, nu e problemă. Mergeți cu noi până afară. Vă rog frumos. No, haideți. 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 Mergeți. No. La mine m-a prins așa, prin surprindere. No, îți scupă prin asta și e soacra și e paralizată și atât mi de greu. Am un nepot, merge la școală. Nu, sorul, nu. Sorul. Asta e. Și am nepot de 18 ani, 19 ani, în Italia, la dumneavoastră. Am pupat. Bună ziua! L-ați dat să mă